În sala de protocol din orașul Nisporeni, Consiliul Raional a organizat o ședință de lucru privind elaborarea masterplanului de sanitație pentru bazinul Nârnova. Reprezentanții autorităților locale au elaborat un studiu în toate localitățile raionului și au prezentat rezultatele în cadrul ședinței. Astăzi, care este scopul? Este de a analiza ce se întâmplă pe teren. Avem toate datele pe fiecare primărie, câte apă se consumă, câte apă se deversează, câte apă e folosită de animale, de industrie și așa mai departe, de a vedea dacă această dată corespunde de adevărat la realitate, de a vedea la fel dacă datele din domeniul de sanitate corespundă la realitate. Populația, împreună cu administrațiile locale, de nivel 1, 2, câte niveluri ar fi, și centrală chiar, să se implice nemijlocit în soluționarea acestor probleme. Fiecare cetățean din localitatea respectivă, Consiliul Local, Primăria, asociațiile care se formează în localități, fie că în domeniul aprovizionării cu apă potabilă, fie că în domeniul sanitației, asociațiile să fie viabile, să activeze. Este important pentru că ceea ce se menționează în discuții și e foarte bine, deci se duce cont de numărul de instituții din toate domeniile, cât învățământ, sănătate, cultură, se duce cont de numărul de copii, se duce numărul de bătrâni, de familii, de gospodării, de kilometri, metri. Populația nu este destinată nici după cantitate și nici după calitate cu apă potabilă. De aici iese că să analizăm normativele, un cetățean are nevoie în timp de 24 de ore de 120 de litri de apă potabilă, care să fie consumată cu toate cu scopuri din alimentație, în igienă și alte necesități. Însă, evident, conform la studiul dat, mă refer că cantitățile sunt foarte micșorate, datorită faptului că nu ajunge după calitate. Evenimentul este parte componentă a Convenției de Cooperare Descentralizată în domeniul sanitației în raionul Nisporeni, dintre Asociația Obștească Solidaritate Europeană pentru Apă, Franța, Asociația Obștească Solidaritate Europeană pentru Apă în Moldova, Consiliul Raional Nisporeni și Sindicatul Interdepartamental pentru Canalizare al Aglomerației Pareziene în Franța.